Naționala! patru puncte! Victorie! Ce da? da. Fericit de cel ce nu s-a uitat la meciuri. Da? Da. Fericit de cel ce nu s-a uitat la cele patru jocuri. Da? 4 jocuri. Da, 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 da. C Au fost și de, te de, ascult, de, de uh, tineret. Uh -huh. Mi-a părut rău de panc. Îți spun cinstit. Uh -huh. Jucase bine o repriză Asta ce dovedește? Nu, nu antrenorii neapărat sunt vinovați pregătirea de la cluburi. Au cedat zob. Asta un aspect. Al doilea, lipsa meciurilor internaționale care te întăresc la, la, biblică. la psihic. Păi noi astea, tu ne-ai văzut, ai nu știu cum au intrat ieri, prima repriză? Le tremurau stixurile. Da, sigur. Și dacă era o 50 de oameni, Păi Pierdeam, dacă erau 50 mai bine că n-a fost stadionul. Băi, frate, tu știi ce ne-a salvat? Părerea mea că ne-a salvat Dă -ne șo Dăm șocul. Benarola ne-a salvat. Nu cred așa ceva. Pe onoare Adică, ea, de ce nu-i nu băteam păștea? Ține minte ce spun. Dacă noi scoteam din pepen, nu enervam, nu, nu făceam panorama care a fost făcută, nu-i băteam două săptămâni. Adică trebuie să le mulțumim la băieții ei uniți sub tricolor? Nu neapărat. Să nu le mulțumim pentru că uh, nu se mai poartă așa ceva nicăieri în lume. Uh -huh. Toate că ne vor suspenda, dar nu au uh, paragraf de regulament Nu, nu există, uh, 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 pentru așa ceva. Nu. Și nu îl asociază, nu e, nu e... Nu -asociază xenofobii. Da, da, mă da, rog, e o spun, discuție. O, o, o să vezi. dar. Uh, deci tu zici că pauza aia a fost aur? Că știi wow. că începusem prost primele 17 minute. Băi, frate, pe primul loc nota 10 arbitrii. Da. Bun Burleanu la ceva Pe locul 2, Basaras cu da, Burleanu a? Pe, locul, da, pe locul 2, da. nota 9 publicului în general, nu da. celor care au, au făcut uh, uh, neregulile uh, pe stadion Pe locul uh, 3 Edi Iordănescu prin schimbările pe care le-a făcut, că a greșit echipa la început uh -huh. dar prin schimbările pe care le-a făcut, a făcut ceva Și locul 4, echipa de ce asta e topul, ca să zic așa? Asta e topul. Bun, o, da. și de ce zici că ne -a, ne -a, Cum ne-a ajutat uh, pauza aia de 40 de minute? Începusem prost meciul și ne-a ajutat să intrăm în meci și am enervat pe aia, i-am scos pe aia din ritm, i-am enervat, i-am iritat? Am început catastrofal. Așa. Reține ce spun. Catastrofal, nu uh -huh. se legau o pasă. Uh -huh. Începusem să tremur și uh, uh, chiar puteau să ne dea și, uh, și gol. Și bine că, că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, că i-am scos pe ei din mână. Din ritm. Din ritm. Uh -huh. I-am dat peste cap din punct de vedere nervos. Da, psihologic. Uh, psihologic. Și asta a fost în uh, beneficiu uh, nostru. Bine. Uh, mai, ales, mai ales când a început arbitru să mai și calce de partea noastră când ăia erau și în 10. S-au pierdut controlul inclusiv antrenorii. Uh -huh. Mas... Uh, uh, Echipa tehnică, în frunte cu antrenorul lor, își pierduse, uh, Control. Luciditate. pierduse controlul. Da. Da, lucid. uh, luciditatea. Uh, a că am fost meciul vasara aseară? Da, se poate spune. A? Convingerea mea este că a fost 100%. Meciul Uvasaras, da? Da, al Uvasaras. Pentru că era un meci care dacă îl pierdeam se termina. Da. Și aș mai pune pe locul 6 jandarmeria. Care au procedat foarte bine că nu i au scos. Și nu i-au bătut. Pe, nu? Și nu, da. pe turbulenți. Da. Că se întâmpla afară. Da, da, stai să spun ceva. Ce de spun. Mine, stai, stai de mine. Asta mă gândeam, fii atent cum mă gândeam. Uh. Doamne să nu-i scoată afară. Că puteau să-i scoată în, da. în 20 de minute. În, în, în 20 de minute era a, a, a tribuna jumate dată afară. Da. Dar știi ce se întâmpla? Uh. Toți ăștia făceau praf afară. Traf! Totul! Ce? Era nenorocire. Bine era înțeles. război civil. Bineînțeles. Bineînțeles. Puntea, mai spun ceva. Bază legală nu aveau să-i scoată. Nu, nu aveau. Să-i să spun de ce. Bază legală nu, era. Nu era! Nici vorba de așa ceva! Statul român nu recunoaște statul Kosovo din punct de vedere instituțional. Iubitule, nu are nu nicio legătură nici... da. problema sportivă, încă o dată, noi ne ghidăm, încă o dată, uh, uh, fotbalul este stat în stat. Noi trebuie să respectăm uh, regulamentele deci, FIFA eu, și UEFA. Nu nu, nu nu i nu, 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 crede? Nu. Ascultă-mă. Noi trebuie să respectăm da. regulamentele FIFA și UEFA. Păi da, atunci nu trebuia să jucăm cu ei. Păi e horea. Da. mă n-ai bine, pace. Una e una și alta e da, alta. Aici e de acord, da. Uh, 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 înțelegi? Noi, încă o dată, în toate situațiile din lume, trebuie să respectăm regulamentele FIFA și UEFA, că de asta suntem asociați la FIFA și la UEFA. De asta sunt Adică de regulamentele FIFA și, U, U, și UEFA da. sunt peste Primează Primează. primează Pe sport. Pe păi, sigur că da. Mm -hmm. Dați spun eu că deia n-au intrat jandarmii Îți crede mă ce spun, de aia n-au intrat nu, să bată și să fie iuriși a fost de data asta deștepți Deștepți uh -huh. Și nici n-au făcut panică mare uh -huh. Dar sincer I-au rugat, da, băi, da sincer, te -ai, sincer, ai crezut că bifăm și asta știi că era mondial, nu? Să pierdem pentru fotbalul După tot, tasuri, echipe retrogradate, echipe promovate Știi foarte bine tot Dacă ce -am îi scotea avut. din teren, pierdeam cu 3-0 Ce era ei în stare să facă? Cum Erau da? Erau mulți. Dacă îi scoteau de unde? Din teren. Din tribună. Din tribuna. A, pierdeam cu 3-0. Pierdeam nu? cu 3-0 da. pentru ce se putea întâmpla. Dar ți-a fost frică că o să fim, să, prinde, să, să obifăm și pasta calificare pierdută la masa verde? Da. Pentru că dacă mai aruncă cu fumigene, da? ne va da 3-0. Ce nu înțelege lumea, nu mai poți. Nicăieri în lume, nu numai sălbaticii mai folosesc. Sunt câțiva sălbatici în Europa și în, câțiva la noi în România, care folosesc fumigene și de alea care uh, uh, Torțe uh, uh, de -alea Care fac zgomot uh, Da, petarde Bombardele Am da, înțeles da. deci, uh, Trebuie să încetăm da. cu astea Pentru că nu mai merge, gata Au, A fost epoca fumului A terminat asta uh -huh. Dar sincer, ți-a fost frică că pierdem la masa verde? Mă, nu Nu, dacă când ai văzut că se prelungește M-am am gândit într-un singur fel Doamne să nu-i scoată afară ăștia să înceapă nebunia. Scoți afară a, 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 câteva a mii de oameni. Două, trei mii de oameni și ce da. înseamnă asta? stadionul, deau stadionul. Îi dau foc, mă. Mașinile alea, praf, Să praf, săreau în aer. Uh -huh. Să întrerupeau obligatoriu meciul și, meci și pierdeam cu 3-0. Uh -huh. Deci înțelept. Da? Foarte înțelept să-i felicit pe uh, jandarmi. Bravo vouă! Nu, chiar au fost înțeles. Da. bun, l-ai pe Edi cu schimbările, dar ai că jocul catastrofal. Oh. Că ferice de cel ce n-a văzut partidele. Da, sigur că da. Iar ca la noroc nu ne întrece nimeni. Iar ce s-a spus la tine ne da. Că familia Iordănescu e așa de norocoasă în care o să jucăm catastrofal să ne calificăm. Bine, ok. Dacă e așa că am ratat și penalti, nu poți să spui că e așa norocoș. Am ratat și penalti. Băi, nene, am jucat mai mult de o repriză Contra la 10 oameni. Așa și ce? N-a fost, uh, dat afar data afară, data afară, cel mai bun jucător al lor. Păi da, și n-a fost de roșu? Nu au fost de roșu? Din, Dintr-o sută de arbitri. Doar asta. Dintr-o sută de arbitri, poate doi dădeau. <laughs> nu, a -a el și frati da, <laughs> da, el, și Vasaras. Da, el și Vasaras nu? Dar uh, pentru schimbări. A făcut schimbări bune. A început, a făcut echipa prost și a făcut schimbări pe traseu bune. Uh -huh. Să știi. I-au ieșit.